În amintirea rugăciunilor și minunilor făcute de Sfântul Nicodim de la Tismana pe plaiurile Mehedințiului, pe vremea când erau bântuite de ciumă, oamenii se adună an de an la ciumarca satului Godeanu. Anul acesta, pe dealul Chiciora din comuna Godeanu, au slujit 3 arhierei, preoți și diaconi. De dimineață, ierarhii au fost întâmpinați de credincioșii îmbrăcați în costume populare la poalele dealului, de unde au plecat în procesiune până la locul unde s-a oficiat Sfânta Liturghie. Ori de câte ori sărbătorim ciumarca, gândul nostru și inimile noastre se îndreaptă spre Dumnezeu. Cerem de la Dumnezeu ca să ne ferească de toate relele, necazurile, bolile, suferințele și greutățile prin care au trecut strămoșii noștri locuitori ai acestor plaiuri. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, astăzi, la invitația Preasfințitului Părinte Episcop Nicodim, am venit aici la Sfânta Liturghie, în locul acesta minunat, aici unde Sfântul Nicodim, cu sute de ani în urmă, trecea și săvârșea rugăciuni pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie izbăvit de boală, pentru ca poporul lui Dumnezeu să primească binecuvântare și pentru ca oamenii de aici să aibă puterea de a pune în practică vieților cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Scripturii. Mă bucur în mod deosebit pentru că am regăsit aici locuri asemănătoare cu locurile celor din care provin eu. Acești munți de jur împrejur și culmea pe care a fost înălțat altarul acesta pe care am săvârșit Sfânta Liturghie, toate ne-au adus mai aproape de cer și ne-au adus în suflete multă bucurie. Și noi ne nădăjduim că rugăciunile noastre vor aduce de asemenea multă binecuvântare, izbăvire de toate bolile și de toate răutățile din sufletele oamenilor și îi vor apropia și pe ei mai mult de bunul Dumnezeu. Credincioșii s-au închinat la icoana Maicii Domnului cu pruncul, copie după cea de la Mănăstirea Nicula. Am venit la Bagna cu preotul nostru din sat, cu autocarul. Special pentru ziua asta. Da, ne-a invitat preotul și ne-am adunat mai multă lume. Suntem mulți. De unde ați venit și dacă ați venit în mod special pentru sărbători? Da, de la Severin, în mod special, numai pentru asta. Sunt bătrână, am aproape 90 de ani, dar pentru asta îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a ajutat, ne-am putut să vin la noastră așa aici. Sunteți un autocar întreg de la Severin? Da. Toate satele astea din împrejurimi sunt ciumarca și cu sărbători câmpenești, de aceea și Preasfințitul nostru Părinte s-a orientat foarte bine să facă aici o rugăciune mai puternică. Ciumarca este o zi specială ce se ținea pentru apărarea de ciumă. Aceasta a fost instituită de Sfântul Nicodim de la Tismana, care, ajungând în satele Mehedințiului în timpul unei epidemii de ciumă, făcea rugăciuni alături de toți locuitorii pentru ca mulima să ia sfârșit. Tradiția se păstrează și astăzi, fiecare sat de deal și de munte din Mehedinți ținând această sărbătoare.